Vineri 19 iulie, la orele prânzului, am fost solicitați de mai mulți locuitori de pe strada Tinosului din cartierul Nicolae Bălcescu să mergem să constatăm în ce condiții se trăiește în zonă. Încă în mașină fiind, ne-a lovit un miros pestilențial. Nu putem descrie oroarea, ceva între hoit și canalizare înfundată. Prin șanțul care șerpuiește pe lângă strada Tinosului, curge un lichid negru vâscos care umple zona de un miros îngrozitor. De când s-a făcut canalizarea centrală de pe șosea, nu merge pompa aia care se vede din spatele meu, se umple și refulează de afară, în șanț. Aia este pompa pentru rețeaua de canalizare? Da, e pompa care preia apa murdară și o transmite mai departe. Și ea, dacă nu mai merge acum, vine cineva de la canal care o pornește, că a fost acolo... Mai multe au fost și generatori, s-au furat și acum nu mai merge. Ea mergea înainte cum se umplea, cum pornea. Da. Și acum trebuie să vii un electrician să o pornească manual. Manual. Da. Și când vine electricianul, când nu vine. Aici ar trebui să stea un electrician tot timpul ca să golească canalizarea centrală, să nu mai dea afară, să intre în șanță aici ca să miroase. Da. Nu putem sta aici, miroase de... Ați văzut și dumneavoastră. Apa, ați filmat-o, cum a ieșit afară. Oamenii s-au străduit să deschidă un canal ca să vedem ce e acolo. După cum observați în imagini, canalul era aproape plin, oamenii apreciind că are cel puțin 2 metri de lichid. Din ceea ce spun locuitorii din zonă, fenomenul acesta e extrem de periculos, dat fiindcă lichidul care curge acum la suprafață este infestat, a apărut îndată după executarea canalizării pe străzile adiacente, datorită și faptului că executantul lucrărilor a încercat să schimbe panta de curgere a canalului. Asta e problemă tocmai de un an și ceva. E problemă vechi. Tot am sezizat, am făcut sezizări, nimic. Aceeași probleme. Nemai insistând pe disconfortul provocat de miros, de aspectul canalului, de pericolul ca un copil să se joace ori să cadă în canal, rămâne o ultimă întrebare. Dacă oamenii au tot reclamat peste tot, la Apa Serv, la primărie, de ce nu se rezolvă problema? De ce sunt tratați oamenii din Bălcescu ca niște țărani, când ei sunt locuitori ai unui cartier municipal?